Doamna Amalia, dar am auzit acum că a zis de vlogul doamna Amalia, știu vlogul doamna Amalia. Mă bucur mult că am onoarea să apar și eu pe acest vlog. Salutăm tot internetul și YouTube, sunteți cei mai tari. Și eu sunt aici cu viitorul câștigător America's Got Talent. Doamne ajută! Da? Nu, așa e. Zic eu asta care știu tot ce s-a filmat deja. Doamna Amalia e și vrăjitoare. Și știe, de aici. Dar nici de aici. Mulțumesc! Să aveți o seară faină! Pa! Hai Lola cu noi la premiile el, hai! Că punk ești, că te-am dat pe stradă. Mergem la premiile el și dress code-ul este punk. Atât s-a putut. Mm-hmm. Și da. Suntem la înviere. De ce să luăm lumină? De la el. Nu trebuie să târși cu ochii asta pe jos, pentru că este jec. Iată că am ajuns la Casa Poporului Panchiști. Bineînțeles, dacă ne vedea Elena, era nasol, dar ne vede, nu le vede nimeni. Aș fi vrut să uite să pe scările astea, dar nu se poate. Da. Degeaba și că mi-e da, așa I would come like this, you know? De patru cu roșu. Da, exact, exact. Hai, stau. Asta este vorba. Amalia este de departe, regina Amalia, tu ești de departe cea mai tare, de mult, de mult, are o ambiție fantastică, este superbă, este perfectă. Plecați acasă! Doamna Amalia, alături de doamna Amalia și de tine. Deci am găsit pe Maria și pe Dani. Deci, Maria a fost drăguță și mi-a adus mașina până în față și eu acum îi duc în control. Deci, noi de asemenea suntem niște adolescenți, să zic încă. Câte ani?
20. Mamă, ce bătă bubă! Aproape de maturitate. Unde? La ce facultate? Arhitectură. Ce tare! Mamă, ce tare! Superbă vârsta voastră! Să faceți ce vreți voi! E superbă și este fix vârsta de care, la care trebuie să profităm de ce avem și de viitorul pe care ne putem forma singuri. N-am avut noroc de părinți înțelegători și nu, am părinții mei, dragii, de ei nu au avut, adică ei nu au avut de spus, dar era societatea care îți spunea trebuie să faci asta, 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 că nu se știa. Clar. Ei m-au lăsat să fac ce vreau, dar n-a fost de la ei, a fost de prin școală. Habar n-aveam de cap, nu știu, îți dai seama după Revoluție. Da, din păcate și acum, chiar după Revoluție, după atâția ani, în societatea tot modifică foarte mult gândirea. Puțin, da, dar din alte considerente, da. Dar să ne bucurăm de secolul ăsta, de anul ăsta. Suntem mai deschiși, cred eu. Da, suntem mult mai deschiși, slavă Domnul. Călătoriți, să citiți mult, să... Ce ai în cap nu-ți ia nimeni. O să ai câți bani ai, dacă n-ai ceva în cap, se duc, cheltui, spargi, pierzi. Mulțumim! O seară bună și da. Eu cel puțin vă apreciez foarte mult. Succes, la revedere! Eu sunt doamna Amalia, eu sunt punk. Punk e copiește, eu sunt doamna Amalia. Cum să fiu punk? Am făcut așa, dar nu sunt punk. Păi, cine? Dacă e frig.